Oricine citește declarația de avere a lui Constantin Dinu este aproape instantaneu înduioșat de austeritatea în care trăiește primarul municipiului Moreni. Nu tu firme, nu tu conturi, nu tu case de vacanță. Omul trăiește din salariul de la primărie, un veritabil exemplu de cetățean pus în slujba comunității. Anul trecut, la preluarea mandatului de primar Constantin Dinu, amintea în declarația de avere și de un credit bancar, în valoare de aproximativ 100.000 de lei, contractat în anul 2008. Problema este că, la numai un an de mandat, primarului Constantin Dinu i-au mai răsărit în declarația de avere numai puțin de alte trei credite, dintre care două încheiate, atenție, înainte de alegerile din 2012, deci care ar fi trebuit menționate în declarația de avere din anul trecut iar unul nu are trecut nici măcar anul de contractare. Per total, omisiunea creditelor de declarat nu este una alarmantă, ele totalizând aproximativ 5.000 de euro. Însă rămâne de văzut care sunt explicațiile edilului pentru această amnezie în ceea ce privește creditele pe care ar fi trebuit să le declare la preluarea mandatului de primar.